prin mod de recunoștință. Dragi ascultători, fiindcă maestru Constantin Arghinte a plecat în lumea celor drepți, înaintea de apariția cărții Tudor Vladimirescu, și nu a apucat să scrie despre acest poem vocal-simfonic realizat după poezia Trădarea, al cărui autor sunt, vă propun să ascultați ce spunea domnia sa, supranumit Patriarhul Muzicii Românești, în ultimul interviu din 28 martie 2021, acordat redactorului profesor dr. Aurelian Popa Stavri de la Radio Actualități. Dragi artiști, publicul este interesat să ajungem în actualitate. Aveți o lucrare splendidă, un poem, am înțeles, creat cu ocazia aniversării a 200 de ani de la Revoluția lui Tudor Vladimirescu. 1821-2021, iată Liga Culturală Fiii Gorjului, cea sub genericul și cea sub aripa căreia publică poeziile și creațiile sale domnul Marin Voican Gheoroiu, ajută și la publicarea partiturilor acestora. Iată partiturilor celor doi creatori. Maestre Constantin Arghinte, despre acest poem coral simfonic cu care ați impresionat și pe alți muzicieni. Vă rog să ne vorbiți despre acest poem. Începe cu un preludiu, e vorba de mai multe scene și vă rog să ne prezentați mai întâi partea muzicală, maestre Arghinte, și după aceea partea libretul. Eu ce să spun, m-am bazat pe cei ce a scris prietenul meu și a scris cu foarte multă căldură despre acest personaj ilustru al istoriei noastre, Tudor Vladimirescu, oltean, gorjan, nu? Da. Gorjan, de la Vladimir, care, cum spunea el însuși, dragostea pentru țară și pentru poporul care era oropsit pe vremurile alea de către fanațioi, fanarioși, deci ciocoi, l-a făcut să îmbrace, după expresia lui, cămașa morții. Și într-adevăr, până la urmă, așa s-a terminat viața lui, fiind asasinat și trădat de către chiar unii dintre capitanii lui. Pe mine m-a impresionat întotdeauna aspectele astea, pentru că le cunoșteam din școală, că am învățat. Și eram foarte bun la istorie, că aveam un profesor foarte bun la Iași, la școala normală. Dar mai târziu, la îndemnul prietenului meu, m-am băzat iarăși tot pe folclorul gorjănesc, să știți, în linii mari. Dar partitura e dată la Uniunea Compozitorilor. E dată la Uniunea Compozitorilor. Am reușit să fac și o reducție de pian. Exact. Pentru ca să o cânte un pianist acolo la comisie, să poată să-și dea părerea. Și sper să o primească Comisia Uniunii. E o comisie în care am făcut și eu pe vremuri parte, ca membru în comisie, alături de Doru Popovici, de Radu Paladei, de Vasile Timiș și alți compozitori. Trecem acum la prezentarea domnului Marin Voican Gheoroiu, prezentarea acestui poem coral simfonic. Vă rog. Cine nu știe despre marele nostru Tudor Vladimirescu, care s-a jertfit pentru dreptate, libertate și propășirea poporului pe care l-a slujit cu atâta credință. În acest poem, pe care poartă numele, de fapt, Trădarea, am cuprins ultima parte a vieții marelui nostru revoluționar,
când după ce este numit domnitor al țării românești în 21 martie 1821 de către mari boieri Grigore Ghica, Grigore Dica, un moment, Grigore Brâncoveanu și Barbu Văcărescu, alături de Mitropolitul României. A dat câteva legi foarte bune pentru poporul român și văzând că rușii nu mai susțin Revoluția, de fapt ieteria și nici acțiunile lui Tudor, Tudor și-a luat armatele să se deplaseze înspre Târgoviște. De ce lucrul acesta? El nu a vrut să se opună cu forța trupelor turcești care erau mult mai superioare. Dar în același timp, capitanii lui, în cârtășie cu unii capitani ieteriști, l-au trădat. Și la Târgoviște a fost arestat de către chiar prietenul lui, Olimpitul, care luptase în Olimpiotul. Olimpiotul, da. Și el e cunoscut sub două nume, Olimpiotul și Olimpitul, care luptase cu el în războiul din 1812 în Rusia, unde Tudor Vladimirescu este decorat cu Crucea Sfântul Gheorghe. Am să dau citire câtorva versuri care ilustrează această opera noastră. Corul. La tizmana bate clopotul simțit, dușmanul să piară că-i nelegiuit. Glas de libertate sună prin pături, domnul Tudor cheamă pe-ai săpanturi să lupte îndârjit, că timpul a venit, dușmanul să piară că-i nelegiuit. Războiul a început, noi teamă n-avem și a noastră patrie salvăm. Piară ciocoimea cu tot neamul lor și în țară să avem români domnitori. Deci, prin glasul poporului se dorea înlăturarea domniei Fanariote. Prin niște scrisori măsluite, Tudor Vladimirescu este învinuit de către generalul Ipsilanti că l-a trădat. Iar Tudor Vladimirescu, cu fruntea sus, senin, îi înfruntă atât pe capitanii lui care l-au trădat, cât și pe Ipsilanti și cei care erau alături. Vânzător de neam și țară lipsă nici când n-am avut, Mihai Vodă, bunăoară, Mișelește a fost vândut. Brâncoveanu, care în pace a domnit atâția ani, unchiul lui, Cantacuzino, îl trădează la dușman. Voi, panduri neînfricați, voi, căpitani vestiți, în loc să mă apărați, m-ați lăsat să fiu arăsat, ați trădat, ați fost mișei față de popor și față de mine care am îmbărcat cămașa morții, fiindcă nu veneam la Târgoviște decât să mă aliniez și să mă unesc cu voi împotriva celor care ne asupresc țara. Cei care l-au condamnat pe Tudor Vladimirescu a fost Alexandru Ipsilante, care i-a comandat unui criminal de meserie, Vasile Cavalia, cu două focuri de armă, îl împușcă,
îl decapitează și îi aruncă corpul în grădina, într-una din grădinile din Târgoviște. Dar în acest poem, în această lucrare, există și o parte, cum se spune, o de înălțare sufletească și de frumusețe feminină. Da. Este vorba de Florica Jianu, sora lui Iancu Jianu. Da, da. Care își declară dragostea pentru Tudor și în care eu am folosit intonații din Doine gorjănești. Ca să pot să evidențiez tocmai unde se localizează această lucrare și despre cine e vorba. Este vorba de acest mare gorjan, acest mare erou al nostru, al românilor. Așa cum spunea maestru Arvinte, cei care trădează tot la fel sfârșesc, ura și trădarea lacrimă îi unesc. Cei care trădează tot la fel sfârșesc. Îmbrăcai cămașa morții ca să mă apăr țara de ciocoii asupritori și de fanarioți hulpavi. Patria este norodul, nu tagma jefuitorii, țara noastră, România, libertate și frăția. Să trăiască prietenia, libertatea și frăția într-un entuziasm desăvârșit, susține corul ceea ce Tudor Vladimirescu declamă cu sufletul și cu inima lui alături de popor. Corul în final îi spune: Tudore, ce se aude în depărtare, trece în pas de defilare, e speranța țării noastre, armata eliberatoare. Este Tudor, e olteanu, brav pandur neînfricat, n-are teamă de dușmanul, țara eliberat. Este Tudor, e gorjanu, este Tudor Vladimirescu, este Tudor un adevărat erou al românilor noștri. Așa, aici vreau să spun că eu am folosit această temă a marșului lui Tudor, da, pe care a folosit-o cu mulți ani înainte Gheorghe Dumitrescu în oratoriul lui. Cine trece oltul mare, ce vitează răzburător? Am folosit-o în introducerea acestei lucrări. Mi-am permis, adică am făcut un citat și da, e voie da, să da, folosesc da, citate din operele altora. Adică e vorba, cum să spun, nu știu de la cine e voie, de la partid sau de la guvern, nu știu. Așa, asta ca o glumă. Dar am folosit-o și în final. Lucrarea se încheie cu această muzică, muzica acestui marș sau înălțătoare, dar de alte versuri. Care, da. Așa. Așadar, iată, dragi prieteni ascultători, am prezentat poemul coral simfonic Tudor Vladimirescu, după poemul Trădarea de Marin Voican Gheoroiu, poem coral simfonic în 3 acte și 3 tablouri. Libretul Marin Voican Gheoroiu, muzica Constantin Arvinte, editura muzicală 2021, București. Sub aripa și cu participarea din partea domnului Marin Voican Gheoroiu ca membru a Ligii Culturale Fiii Gorjului. Și director artistic al Centrului de Etică și Strategii. Vorbiți-ne despre acest centru, domnule Marin Voican Gheoroiu, ce activități culturale centru și istorice? Centrul de Etică și Strategii, al cărui președinte este generalul Gheorghe Dragomir, are în activitatea sa studii de istorie, întâlniri cu publicul unde se fac comunicări și spectacole pe teme cultural-artistice. De asemenea, sunt secretar la Academia Daco-Română, unde și acolo președinte este domnul colonel Geo Stroie, unde trebuie să aducem la cunoștință, să redeșteptăm mândria națională,
fiindcă acest pământ al Daciei Străbune a existat cu peste 12.000 de ani. Noi suntem stăpânii sau creatorii primei scrieri din lume, plăcuțele de la Tărtăria, limba noastră recunoscută și de un mare cărturar de la Sfântul Scaun, este cea care a fost înaintea limbii latine, ci nu noi am învățat de la latin. Trebuie ca istoria să recupereze, să dea adevărul istoric, pentru că aici este într-adevăr grădina Maicii Domnului, unde multe, multe popoare nu au unitatea de limbă și grai cum o avem noi. Deci, cel din Maramureș, cel din Târgu Secuiesc, cel de la Dorohoi, din Constanța, din Dobrogea, din Oltenia, de la Brașov, se înțeleg. Iar în alte țări nu se pot înțelege. Unitatea noastră de limbă s-a păstrat prin sacrificiul pe care l-a făcut dacii, prin religia zamosiană care a menținut în permanență această iubire de neam și țară. Mărturie ne sunt tristele și ponticile lui Ovidiu, care spune despre Tomis acum 2000 de ani, că acești viteji eroi pe care îi descria la timpul potrivit Herodot sunt drepți și neînfricați. Bună ziua, stimate domn, ne aflăm în parcul Cuvioara de la Universitate, unde se țin simfonii de vară. Așa și v-am recunoscut, sunteți scriitorul, compozitor Marin Voican Chioroiu, aveți acest volum, probabil că urmează să-l prezentați unui auditoriu sau unui spectacol, că vă văd și îmbrăcat elegant. Vreau să ne spuneți ce vă propuneți cu această carte și câteva detalii legate de evenimentele care, la care vreți să participați. Această carte, Tudor Vladimir Mirescu, am scris-o împreună cu maestru Constantin Arvinte cu ocazia comemorării a 200 de ani de la Revoluția din 1821 a pandurului Tudor Vladimirescu. Cartea Tudor Vladimirescu este un poem coral simfonic în 3 acte și 3 tablouri, după poemul Trădarea de Marin Voican Gheorghe. Această carte întrunește în paginile ei o istorie pe care noi trebuie să o reamintim generațiilor viitoare, fiindcă primul domn român a fost Tudor Vladimirescu după domniile fanariote. Incontestabil. În acest sens aș dori să interpretez câteva din melodiile care sunt în această minunată carte. Iată ce spunea Tudor. Vânzător de neam și țară, lipsă nici când n-am avut, Mihai vodă bună oară, Mișelește-a fost vândut, Mișelește-a fost vândut, Brâncoveanu care-n pace a domnit atâția ani, îl trădează la dușman, velboier care nu-l place, velboier care nu-l place. Voi, panduri neînfricați, în loc să mă apărați, la
nici mă trădați, voi îmi sunteți vinovați, voi îmi sunteți vinovați. Iar corul răspunde, Tudore, Tudore, iubit pandure, mândri suntem lângă tine, om viteaz neînfricat, cu dușmanul ai luptat, cu dușmanul ai luptat, mama țara-i apărat, dreptatea ai intronat, dreptatea ai intronat. Și acum, foarte frumos, vocile care răspund, Tudore Gorjan iubit, veac de veac să fii slăvit, tu în luptă ai biruit, pe dușmanul înrăit, care an ne-a suplit, un creștin fiind lăudat și de Dumnezeu iertat, și de Dumnezeu iertat, din fundalul amintirilor apare iubita lui Tudor Vladimirescu, Floarea Gianu, care a fost răpită chiar în seara anunții de serdarul Stoica și fiindcă și-a bătut joc de ea, ea și-a pus capăt zilelor și îi spune lui Tudor. Tudor, domn iubit și sfânt, Tudor, domn iubit și sfânt, toți gorjenii au venit, toți gorjenii au venit să se roage, să se închine, să vestească întreaga lume, în cerul să ai lumină, în ceruri să ai lumină. Glorie eternă nemuritorului Tudor Vladimirescu, slavă ție, pandur neîntrecat, care ne-ai eliberat țara de Panarios. Formidabil. Felicitări, stimate domnul scriitor, domnului Cainteloiu. Aș vrea să vă mai întreb ceva legat de acest scurt interviu. Eu nu m-am prezentat, fac parte din Asociația Internațională de Media MCP, Mass Communication Power, și aș dori totuși în încheiere să vă întreb legat de acest volum prezentat, la care ați avut o compoziție și chiar cântecul a fost formidabil. Când urmează să prezentați acest volum sau să aveți un eveniment legat de fiii Gorjului, că știu că faceți parte din Asociația Culturală de Etică și Strategii, așa, când urmează să aibă loc următorul eveniment? Această carte a apărut sub egida Liga Culturală Fiii Gorjului, Centrul Cultural de Etică și Strategii și Asociația Napoca Felix. Da, se vede. Cartea va fi prezentată la întâlnirea de toamnă cu Fiii Gorjului, da, care va avea loc la Casa de Cultură a Studenților Grigore Preoteasa, pe data de 25 septembrie. Președintele Asociației Culturale Fiii Gorjului este domnul inginer doctor Stamatescu Sabin.
Perfect. Vă mulțumesc pentru acest interviu și toate cele dorite. Și eu vă mulțumesc, numai bine.